Nu mi-a contestat la Curtea Supremă de Justiție decizia instanței de apel de a ridica sechestrul de pe imobilele și conturile mai multor companii de asigurări care figurează în dosarul lui Veaceslav Platon. Un demers de recurs a depus și afaceristul, iar avocatul acestuia susține că ar fi în interesele statului ca hotărârea să fie anulată. La CSJ a avut loc prima ședință în dosarul în care Banca de Economii și Veaceslav Platon au depus recurs împotriva hotărârii Curții de Apel Chișinău, care a dispus ridicarea sechestrului de pe banii care ar fi fost spălați de Platon. Ca de obicei, afaceristul a fost escortat de zeci de mascați de la detașamentul cu destinație specială Pantera, dar și de la batalionul Fulger. La începutul ședinței, procurorul anticorupție Andrei Baieșu a solicitat ca procesul să se desfășoare cu ușile închise, însă Platon și avocații săi s-au opus. Și le respingi din este vorbul de a trece din închisă. Mai mult ca pe articolul 18, prevoi de dreptul de a trece ședințele publice. Mai mult ca pe potrivit articolului 8, rezultă nevinovăție, toate ședințele de a fi publice. Și de aceea solicităm și insistăm ca să nu fie comise aceleași încălcări ca și prima instanță, ca și curtea de apel și de a fi ședința deschisă publică. Нет ни одного мотива для того, чтобы заседание было закрыто, Ваша честь. Ни одного. Далее, Ваша честь, я хочу отметить, что именно в данном процессе все мои процессы преследуются закрытостью. И миссия Европейского Союза Республики Молдова совместно со всеми посольствами неоднократно уже отмечала, что само закрытие процесса говорит о первых признаках несправедливости, нетранспарентности. Ваша честь, в данном процессе являются потерпевшими не банки и экономии, а все население нашей страны. Для чего прокуратура постоянно хочет закрыть процесс? Да чтобы имя Плохотнюка никто не слышал. Чтобы реального вора, бандита, который похитил данные средства... Printr-o încheiere protocolară, completul a respins demersul acuzatorului, însă paradoxal a dispus ca presa să iasă din sală. Instanța dispune a respinge demersul procurorului. Ședința se face publică, dată prezența presii. De la început și la sfârșit presa se admite în sală. Așa, presa ca să fie, dar să știți, nu le place. Dacă ședința este publică, atunci nu se poate. Poate să știți. Vă rog, așa, la început și la sfârșit. Punctul. Am dispus, am hotărât. Onorabil instanță, privești că astfel ședința este închisă. Dacă nu suntem pe presă, alte persoane poate să participe. Nu, nu, Din acest motiv, unul dintre avocații lui Platon a declarat că depune o cerere de recuzare. Ulterior însă, completul și-a revizuit hotărârea și a permis ca jurnaliștii să asiste la ședință. Totuși, procesul nu a avut loc, deoarece lui Veaceslav Platon nu i-a fost tradusă cerere de recurs depusă de reprezentantul Băncii de Economii. Unul dintre apărătorii lui Platon afirmă că sechestrul ar trebui să fie menținut până la adoptarea unei hotărâri definitive în dosarul clientului său. Noi suntem unul din cei care ar trebui să fim de acord cu ridicarea sechestrului. Dacă să intrăm în esența problemei, să fie clar cu toată lumea, de că ridicarea sechestrului, care a fost prin încheierea primei instanțe, instanțe de apel, de fapt, dovedește un lucru, că Veaceslav Platon nu este implicat în spălare de bani. Oricum ar fi o sentință pe această cauză penală, fie una de achitare, fie una de condamnare, dar până la urmă, banii care sunt acum sechestrați ar trebui să fie sechestrați și controlați de stat. Următoarea ședință va avea loc pe 18 octombrie. Precizăm că acum o lună, Curtea de Apel a ridicat sechestrul de pe conturile bancare, de pe imobile, dar și de pe terenurile unor companii de asigurări care figurează în dosarul fraudei de la BEM, în care Veaceslav Platon a fost condamnat la 18 ani de închisoare. Sechestrul a fost aplicat acum un an de instanța de fond la solicitarea procurorilor, întrucât acești bani ar avea proveniență ilegală și ar fi fost spălați de Platon.